Țara m-a primit cu multă nerăbdare. Este o primire destul de faină. Pentru un cetățean a Republicii, e clar că când intră în țară să ai un cadou, un cadou de la, nu știu, de la părinți, de la copii, de la soție, dar la așa ceva chiar nu m-am așteptat. Printre pasagerii cursei Viena-Chișinău era și un deputat PLDM. Un gest simbolic foarte frumos. Păcat că nu a fost posibil, nu știu din care motive până la urmă, organizarea festivalului așa cum trebuie într-un loc comun. Dar am înțeles, au mobilizat mulți unificatori și vor face sărbătoare poate mai răzlețită, dar mai intensivă. Străinii care au venit astăzi în țară au spus că abia așteaptă să guste vinul moldovenesc. I have heard of Moldovan wine and I haven't tried it yet, so this is a good opportunity. I'm impressed and I'll try and have it, I'll drink it ASAP. The red wines are excellent, yeah. The local varieties like Fetasca Negra, Fetasca Blanca, very nice one, yeah. Oh, I think that's very nice. I have no idea how it tastes, but I will taste it. Not in front of the camera, no. Acțiunea de promovare a Zilei Vinului va dura 4 zile, așa că până pe 4 octombrie, toți cei care vor intra în țară prin aeroportul din Chișinău vor primi la aterizare, înainte de a-și lua bagajele, un pliant și o astfel de sticluță cu vin. Pentru asta, Oficiul Viei și Vinului a pus la dispoziția aeroportului 10.000 de astfel de sticluțe, care ar trebui să fie suficiente pentru toți pasagerii. Cea mai neobișnuită reacție a fost la un om străin care prima dată cred că a văzut că la noi sunt așa tradiții și au fost foarte fericit. Prima dată am văzut. Mulțumeam la orice pas. Sunt oameni care refuză. Sunt cei care cu religie legate, știți cum, și nu acceptă vinul. Da, clar că majoritatea sunt foarte mulțumiți și chiar cer și pentru părinții, pentru soț sau pentru frățiorul și surioara. 11 vinării din țară și așteaptă în acest weekend vizitatorii la Ziua Vinului. Din cauza protestelor din capitală, sărbătoarea se va muta din Chișinău în toată țara la companiile vinicole.